Kremlinul susține că decizia Lituaniei de a interzice tranzitul unor mărfuri către exclava rusă Kaliningrad este fără precedent și a avertizat că va reacționa. Conform Digi24.ro, reacția vine după ce autoritățile de la Vilnius au interzis tranzitul pe teritoriul lituanian al tuturor produselor supuse sancțiunilor Uniunii Europene, relatează Reuters, citată de Ager Press. Unica linie ferată din Rusia către exclava rusă de la Marea Baltică trece prin Lituania, iar printre mărfurile interzise se numără cărbunele, metalele, materialele de construcție și echipamentele cu tehnologie avansată. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat presei că decizia încalcă totul. Considerăm acest lucru ilegal, situația este mai mult decât gravă, avem nevoie de o analiză serioasă în profunzime pentru a determina cum vom reacționa, a adăugat el. Evaluăm măsurile provocatoare ale părții lituaniene care încalcă obligațiile internaționale ale Lituaniei și, înainte de toate, declarația comună dintre Federația Rusă și Uniunea Europeană privind tranzitul mărfurilor între regiune și restul teritoriului Federației Ruse din 2002, ca deschis ostile, a declarat și ministrul rus de externe într-un comunicat. Dacă în viitorul imediat tranzitul mărfurilor între Kaliningrad și restul teritoriului Federației Ruse prin Lituania nu va fi reluat în totalitate, Rusia își rezervă dreptul de a acționa pentru a-și apăra interesele naționale, se mai arată în comunicat, relatează Digi24.ro.